turtă. În Muntenia, la împlinirea vârstei de un an, copilului îi se rupe o turtă pe cap. El stând în acest timp pe un vas cu apă, în care se pun o sticlă cu vin și bani. După aceea, banii, împreună cu mici buchețele de flori, se pun pe o tavă, iar copilul este îndemnat să ia de pe tavă ce dorește el. Dacă va lua întâi florile, înseamnă că îi va plăcea frumosul și va fi iubit. Iar dacă apucă banii, înseamnă că va avea noroc la ei. Cu apă adusă în gură de la fântână, în seara dinspre anul nou sau dinspre bobotează, se amestecă făină și o cantitate similară de sare și se face o turtă care se pune la copt în vatră. Turtă pe care fetele nemăritate o mănâncă și apoi se culcă, urmând ca acel flăcău pe care îl vor visa că le aduce apă de băut să le fie ursitul. În unele părți din Moldova, apa este adusă în trei drumuri succesive făcute la fântână, fără ca fetele să fie văzute de către cineva. Pun făină cât apucă cu trei degete, la fel sare, din turta făcută și coaptă mănâncă doar jumătate. Cealaltă jumătate o pun sub perna pe care dorm. Își scot apoi brâul, fac 9 mătănii și pun brâul sub pernă, urmând să-și viseze fiecare un flăcău care le aduce apă de băut. În sudul Olteniei, o turtă se frânge pe capul miresei, iar bucățile rezultate sunt aruncate în cele 4 zări, ca să provoace și să asigure moștenitori noului cuplu și pentru a influența în bine soarta tinerelor care culeg și mănâncă bucățile rupte, pentru a se mărita și ele. Obiceiul a trecut și în lumea urbană, unde, la sfârșitul cununiei, preotul invită fetele nemăritate din cadrul asistenței să guste din pișcoturi, după ce, din acestea, înmuiate în vin, au mușcat cei doi tineri.